Uite cum am făcut un cheesecake sănătos și super bun în doar 9 minute. Am folosit 125 de grame de brânză de vacă cu 4,4% din grăsime. 2 linguri de iaurt. 2 linguri șirop de agave. 10 grame semințe de chia. 15 grame de ciocolată fără zahăr cu 50% de conținut cacao. Un ou. Am amestecat tot. Un pic de sare. 2 lingurițe făină de ovăz. Pentru blat am folosit 2 rondele de orez. 3 lingurițe făină de ovăz. O lingură de unt de ulei de cocos ecologic topit. O lingură de șirop de agave. Forma de cop de diametru 14. Am pus amestec de brânză obținut în formă de cop. 4 vișne congelate care am stors din sucul lor și le-am tăiat în 4. Am pus cheesecake-ul la făcut în cuptor care am preîncălzit la 180 de grade și o las timp de 40-45 de minute. Este gata! O lași să se răcească, după care o pui în frigider încă 2 ore. Este gata de mâncat după aia. Dacă ți-a plăcut rețeta, aș aprecia mult dacă ai lăsat un follow.